time is English. Curs de limba engleză. We waited all through the year for the day to appear. Hi folks, today is Christmas, the holiday we've been looking forward to, a time supreme of togetherness, of forgiveness and reconciliation, but also of generous gifts and lavish feasts. We can live forever. Bun găsit, prieteni! Astăzi este Crăciunul, sărbătoarea pe care am așteptat-o cu nerăbdare, un timp suprem al apropierii între oameni, al iertării și împăcării, dar și al darurilor generoase și al ospețelor îmbelșugate. See the joy in the children's eyes, the way that the old folks smile, says that Christmas will never go away. I'm Sylvia Blender, and on this special day, I invite you into the exhilarating culinary laboratories of the British household. Sunt Silvia Blendea și, cu prilejul acestei zile speciale, vă invit în laboratoarele culinare pline de însuflețire ale gospodăriei britanice. The household activities ahead of Christmas are definitely governed by tradition, seasoned in its turn by the bountiful offer of the present trade, as well as by individual taste. Activitățile casnice de dinaintea Crăciunului sunt, desigur, guvernate de tradiție, agrementată la rândul ei de oferta generoasă a comerțului actual, ca și de gustul personal. The household activities ahead of Christmas are definitely governed by tradition, seasoned in its turn by the bountiful offer of the present trade, as well as by individual taste. Gastronomically speaking, the first heralds of Christmas in Great Britain are the extremely popular mince pies. Din punct de vedere gastronomic, primii mesageri ai Crăciunului în Marea Britanie sunt extrem de popularele plăcinte din carne tocată. Gastronomically speaking, the first heralds of Christmas in Great Britain are the extremely popular mince pies. They say that these traditional tartlets, often served alongside mulled wine, bring good luck to those who venture to eat one such delicacy every day of December. Se spune că aceste tartine tradiționale, servite adesea alături de vin fiert. They say that these traditional tartlets, often served alongside mulled wine, aduc noroc acelora care se încumetă să mănânce câte o astfel de delicatesă în fiecare zi a lunii decembrie. Bring good luck to those who venture to eat one such delicacy every day of December. Bye.
only served at midday or in early evening on Christmas Day. All throughout Great Britain, the Christmas dinner is the main meal of this holiday. Servit în mod tradițional la ora prânzului sau seara de vreme în ziua de Crăciun pe întreg teritoriul Marii Britanii, prânzul sau cina festivă de Crăciun este masa principală a acestei zile de sărbătoare. Traditionally served at midday or in early evening on Christmas Day all throughout Great Britain, the Christmas dinner is the main meal of this holiday. The traditional British Christmas dinner includes roast turkey or goose, usually covered in bacon, alternatively roasted gammon, roast potatoes, Brussels sprouts, roasted chestnuts and or chestnut stuffing, parsnip and Swede salad, tiny sausages wrapped in bacon or the so-called pigs in a blanket, cranberry and bread sauce, and last but not least, lashings of hot gravy. Masa festivă tradițională britanică de Crăciun include The traditional British Christmas dinner includes friptură de curcan sau gâscă la tavă, de obicei tapetată cu felii de Kaiser, roast turkey or goose, usually covered in bacon, alternativ jambon la tavă, alternatively roasted gammon, cartofi la cuptor, roast potatoes, varză de Bruxelles, Brussels sprouts, castane prăjite, roasted chestnuts și sau umplutură de castane, and or chestnut stuffing, salată de păstârnac, parsnip și nap suedez, and Swede salad, cârnăciori înfășurați în felii de Kaiser sau așa numiții purceluși în pătură, tiny sausages wrapped in bacon or the so-called pigs in a blanket, sos de coacăze și sos de pâine, cranberry and bread sauce, și, în sfârșit, dar nu în ultimul rând, o porție generoasă de zeamă sau sos picant de friptură. And last but not least, lashings of hot gravy. Traditionally, a Christmas cracker is placed next to each plate on the Christmas dinner table. În mod tradițional, lângă fiecare farfurie de pe masa sărbătorească de Crăciun, se așează câte o pocnitoare de Crăciun. Traditionally, a Christmas cracker is placed next to each plate of the Christmas dinner table. When the crackers are pulled, out pop a colourful paper party crown, a toy or some other gift, but also a festive joke. Când se trag pocnitorile, din ele țâșnesc o coroniță festivă din hârtie colorată, o jucărie sau un alt dar, dar și o glumă festivă. When the crackers are pulled, out
pop, a colourful paper party crown, a toy or some other gift, but also a festive joke. Dinner would be inconceivable without the world-famous Christmas pudding. Masa festivă de Crăciun ar fi de neconceput fără vestita în întreaga lume budincă de Crăciun. Christmas dinner would be inconceivable without the world-famous Christmas pudding. This typically English, rich, fruity dessert originates in medieval England, and its recipe, nowadays a matter of individual tastes in many households, is to others family legacy handed down for generations. Acest desert tipic englezesc, bogat în fructe, își are originile în Anglia medievală. This typically English, rich, fruity dessert originates in medieval England. Iar rețeta sa, astăzi o chestiune de gust individual în multe gospodării. And its recipe, nowadays a matter of individual taste in many households, este, pentru alții, moștenire familială transmisă din generație în generație. Is, to others, family legacy, handed down for generations. The basic ingredients of the Christmas pudding are dark sugar, black treacle, suet and sweet spices, essential in giving this dessert its one-off flavour. The long cooking time is also the golden rule of a Christmas pudding cooked to perfection. Ingredientele de bază ale budincii de Crăciun sunt the basic ingredients of the Christmas pudding are zahărul brun, dark sugar, melasa neagră, black treacle, seul, suet și mirodeniile dulci, esențiale în a conferi acestui desert aroma sa unică. And sweet spices, essential in giving this dessert its one-off flavor. Timpul de coacere îndelungat este totodată regula de aur a unei budinci de Crăciun preparate la perfecție. The long cooking time is also the golden rule of a Christmas pudding cooked to perfection. Decorated with holly, doused in brandy, or other kinds of alcohol, such as dark beer and flamed, the pudding is usually brought to the table ceremoniously and greeted with a round of applause. Ornamentată cu ilice, decorated with holly, stropită cu coniac sau alte genuri de alcool, ca de exemplu berea neagră, doused in brandy or other kinds of alcohol, such as dark beer, și flambată and flamed,
Budinca este, de obicei, adusă la masă în manieră ceremonioasă și întâmpinată cu aplauze. The pudding is usually brought to the table ceremoniously and greeted with a round of applause. It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spreading so much cheer. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. I don't wanna miss out on the holiday, but I can't stop staring at your face. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. With you, shawty, with you. Everyone's gathering around the fire, chestnuts roasting like a hot July. I should be chilling with my folks, I know, but I'ma be under the mistletoe. Word on the street, Santa's coming at night. Reindeer's flying through the sky so high. I should be making a list, I know, but I'ma be under the mistletoe. Shawty, with you. Christmas. According to a medieval English custom, the Christmas pudding should be prepared with 13 ingredients to symbolize Jesus Christ and the 12 apostles. Conform unui obicei englez medieval, budinca de Crăciun ar trebui preparată cu 13 ingrediente pentru a-i simboliza pe Iisus Hristos și pe cei 12 apostoli. According to a medieval English custom, the Christmas pudding should be prepared with 13 ingredients to symbolize Jesus Christ and the 12 apostles. In the light of the same custom, every family member should stir the content in turn from east to west to honor the three magi and their legendary journey in that direction and make a wish. În lumina aceluiași obicei, fiecare membru al familiei ar trebui să amestece conținutul cu rândul de la est la vest pentru a-i onora pe cei trei magi și legendara lor călătorie în acea direcție și să-și pună câte o dorință. In the light of the same custom, every family member should stir the content in turn from east to west to honor the three magi and their legendary journey in that direction and make a wish. The calendar's just one page and of course I am excited. Tonight's a night, but I've set my mind not to do too much about it. Merry Christmas, Merry Christmas, but I think I'll miss this one this year. Merry Christmas, Merry Christmas, but I think I'll miss this one this year. Remember, to look forward to something. Extrem de uzuală expresie verbală, to look forward to something.
înseamnă a aștepta cu nerăbdare sau cu plăcere, ori abia a aștepta un anumit lucru. To look forward to something. La fel de uzuală este și varianta sa to look forward to, urmată în mod obligatoriu de un verb la aspectul continuu, și anume cu terminația ing, în situația când se exprimă ideea de a aștepta cu nerăbdare să facă un anumit lucru, ca în exemplul I look forward to seeing you again soon. Aștept cu nerăbdare să te sau să vă revăd în curând. I look forward to seeing you again soon. Inconceivable. Adjectivul de neconceput, de neimaginat sau de neînchipuit. Inconceivable. Legacy. Substantivul cu sensurile propriu și figurat de moștenire. Legacy. Lavish, bountiful, or bounteous, generous. Adjectivele sinonime cu sensurile de abundent, îmbelșugat, îndestulat, darnic, generos sau mărinimos. Lavish, bountiful sau bounteous, generous. Ahead of. Înaintea sau înainte de. Ahead of. Exhilarating. Adjectivul animat, însuflețit, pasionant sau captivant. Exhilarating. To season, to flavor, or to spice. Sensul propriu, dar și figurat al acestor verbe tranzitive regulate, este a asezona, a condimenta sau a pipera. To season, to flavor, sau to spice. Alongside, along with. Prepoziția alongside are înțelesul de împreună cu sau alături de. Ea nu admite folosirea prepoziției with, cu, spre deosebire de locuțiunea prepozițională sinonimă along with, unde prepoziția with este obligatorie. To venture. Verbul intransitiv regulat, a se aventura, a se încumeta, a risca sau a întreprinde. To venture. To mince. Verbul transitiv regulat, a toca, a mărunți sau a îmbucătăți. To mince. Lashings. Substantiv cu formă de plural, specific registrului informal al limbii engleze britanice, urmat de obicei de prepoziția of și însemnând o cantitate considerabilă sau generoasă, abundență, ori ceea ce numim și noi în limbaj familiar râuri de. Lashings. To douse. Verbul tranzitiv regulat, a îmbiba, a muia, a scufunda în apă sau a stropi. To douse. Recipe, receipt, prescription. Substantivul recipe înseamnă rețetă culinară, a nu se confunda cu receipt, care înseamnă chitanță. Pentru rețeta farmaceutică, în limba engleză se folosește substantivul prescription. Recipe, receipt, prescription. To hand down. Verbul prepozițional a transmite sau a lăsa moștenire. To hand down. To maul. Verbul tranzitiv regulat, între ale cărui sensuri figurează a fierbe, îndulci și condimenta, de regulă cidru sau vin. To maul. To stir. Verbul tranzitiv regulat, a amesteca, a învârti sau a mișca. În sens figurat, a atâța, a stârni sau a provoca.
to stir. In turn or in turns. Pe rând sau cu rândul. In turn sau in turns. To make a wish. Aș pune o dorință. To make a wish. Magus, magi. Substantivul mag, magus. Cu forma sa de plural, magi. Ho, ho, ho! Shake up the happiness! Wake up the happiness! Shake up the happiness! It's Christmas time! There's a story that I was told, and I wanna tell the world before I get too old. And don't remember it, so let's December it and reassemble it. Oh yeah! Once upon a time in a town like this, a little girl made a great big wish to fill the world full of happiness and be on Santa's magic list. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time. Looking forward to our forthcoming encounter into the time of English, I wish you, dear friends, a heartfelt Merry Christmas in the company of your dear ones. Also, as the new year is literally knocking at our doors, I wish you to welcome it in the best of health, happiness, and hopes for the better. Goodbye. Happy New Year! Is English. Curs de limba engleză. Regia de studio Lorena Bogdan. Realizator Silvia Blendea.